Salut și bine te-am regăsit! Numele meu este Adrian Bănărescu și sunt directorul Departamentului de Cercetare și Dezvoltare din cadrul companiei Termene. Știu că mulți dintre voi sunteți specialiști în achiziții și vă confruntați zilnic cu provocări în procesele voastre de lucru. Poate că uneori simțiți că aveți prea multe de făcut și prea puțin timp la dispoziție. Iată de ce astăzi voi discuta cu tine, specialistul în achiziții. Ei bine, am vești bune pentru tine! Agenții AI de pe Termene sunt aici să-ți ușureze munca și să-ți transforme procesele de achiziție. Acești asistenți inteligenți devin colegii tăi virtuali. Sunt super eficienți, disponibili 24/7 și sunt gata să te ajute în fiecare etapă a procesului de achiziție, de la cercetarea pieței până la analiza ofertelor. Vreau să-ți atrag atenția asupra unui aspect important. Platforma Termene este într-o continuă evoluție și optimizare, ceea ce înseamnă că numele agenților și ale modulelor pot să se schimbe. De exemplu, dacă zilele trecute vorbeam despre agentul Chat Assistant AI, astăzi îl vei găsi sub numele Întreabă-mă orice. Aceste schimbări reflectă eforturile noastre constante de a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Suntem foarte atenți la feedback-ul tău și ne străduim să facem modulele, instrucțiunile și pașii cât mai intuitiv și adaptați comportamentului uman. Așadar, nu te îngrijora dacă vezi denumiri diferite față de cele menționate în tutoriale sau în sesiunile anterioare. Esența și funcționalitatea rămân aceleași, doar că le îmbrăcăm într-o formă mai prietenoasă și mai ușor de înțeles. Sper că această mică divagație despre evoluția platformei noastre ți-a fost utilă. Știu că am deviat puțin de la subiect, dar am considerat important să te ținem la curent cu aceste aspecte. Acum însă, hai să revenim la subiectul nostru principal de astăzi. Cum poți utiliza agenții AI de pe termene.ro pentru a-ți optimiza procesele de achiziții? Hai să începem cu primul pas. Identificarea potențialilor furnizori. Să vedem cum ne poate ajuta agentul AI în această etapă. Vom folosi în platforma Termene agentul Întreabă-mă orice și vom adresa următoarea solicitare. Generează o listă cu 3 companii de top din România care furnizează servicii de arhivare. Include o scurtă descriere a fiecărei companii, precum și anii de experiență și principalele servicii. Acum că agentul ne-a oferit o listă inițială de companii și un context valoros pentru fiecare, vom face un pas suplimentar pentru a verifica și compara aceste companii în mod aprofundat. Pentru aceasta, vom folosi modulul Comparație firmă disponibil pe platforma termene.ro. Vom introduce denumirile sau cuiurile acestor companii după caz și vom parcurge datele pe care platforma Termene ni le pune la dispoziție. Comparația celor 3 companii este esențială în procesul de achiziție, deoarece oferă o evaluare obiectivă și cuprinzătoare a potențialilor furnizori, permițându-ți să identifici cel mai potrivit partener pentru nevoile tale, să minimizezi riscurile și să maximizezi valoarea investiției tale pe termen lung. Dacă dorești să analizezi fiecare companie în parte, poți să o faci și îți recomand următorul pas suplimentar. Accesează pagina Termene a potențialului furnizor, respectiv Iron Mountain, de exemplu, și adresează agentului AI o întrebare de genul. Creează o analiză cu privire la această companie, deoarece doresc să devină furnizorul meu de servicii de arhivare. Evaluează și probabilitatea ca această companie să poată furniza servicii stabile pentru următorii 5 ani. Ce recomandări poți să oferi ca o concluzie preliminară? Analiza financiară aprofundată ne oferă o imagine clară asupra sănătății financiare a potențialului furnizor. După cum poți observa, agentul AI a luat în considerare multiple aspecte financiare, oferindu-ne o bază solidă pentru deciziile noastre viitoare. Atât pentru astăzi, îți mulțumesc că ne-ai urmărit, iar mâine vom continua demersul nostru pentru a afla cum agenții de pe termene ne ajută să ne optimizăm activitatea și să ne fundamentăm deciziile în mod obiectiv. Până atunci, rămâi curios și deschis la inovație. La revedere și pe curând!